Salutare, oameni faini, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, de această dată Apocalipsa de după update. Un update care a provocat multe victime, mulți oameni aruncându-se în cap de la parter. Că na, e Clash Royale și o mare parte din oameni au făcut mare tărăboi pe YouTube, spamând peste tot, vrem Clash Royale, spamând absolut peste tot. Gen, oriunde te-ai băgat, ai văzut, vrem Clash Royale, superb. Haideți să vedem despre ce e vorba în acest demențial și fenomenal și mult așteptat, legendar, troscoțălian update. Eu m-am uitat deja peste el, am văzut despre ce e vorba, practic te bați de 3 ori pe zi, după care aștepți war-ul, cum ar veni războiul, unde te bați odată, e război, adică la război te-ai dus, te-ai putut odată, gata, man, nu mă mai bat, e ok? Bun, avem niște gesturi, singura chestie bună pe care am văzut-o, gen direct cu update-ul, bam, și porci și solo vostru, am zis, bă, stai, ăsta e Clash Royale? Nu cred că e Clash Royale. Am cumpărat 10 porci, 5 solo veștri, n-am prins niciodată să văd 5 epice în shop. Nu știu dacă o schimba și chestia asta să fie mai multe epice sau ceva. N-am fie. Asta se numește Why Always Me Like I'm Battle of the Liblala de la Datobi, că știu sigur că vă interesează. Bun, aceeași poveste. Dacă vă place seria, nu uitați să puneți și pe butonul de like-eu. Subscribe-ul dați numai în cazul în care credeți că sunteți niște oameni care nu sunteți disperați după Clash Royale, adică dacă veți alt joc, să nu vă dea cu spume la gură. Dacă vă dă cu spume la gură când veți alt joc în afară de Clash Royale, mai bine stați liniștiți, că nu vreau să vă fie afectată sănătatea, ok? Deci dați subscribe pe propria răspundere și numai în cazul în care nu sunteți disperați de Clash Royale. Doamne ajută! Bun. Ada și pe la 14.000 de like-uri suntem super mega forță. Da? Hai să vedem ce trebuie să fac la început, mai știu cum să fac ceva. Hai cu încestul ăsta. Și porc și tornadă. Bă, sigur ăsta e Clash Royale. Acum îmi pare rău într-un fel că am cumpărat tornadele ieri, cred, sau aseară sau ceva în genul. Da, îi dăm și upgrade la tornadă, dar îmi pare rău că am cumpărat 3 tornade și acum am luat o tornadă din chest. Da, e ok, man. Bună să-i cu cine mai surprinde, că văd că am început cumva. Ok. Vizardul și Deslones. El și fătărăi cu Sula. Ok. Aș fi mega surprins acum să mai dea ceva cărți pe care le-am în deck sau ceva chestii, nu știu. Nu cred că e chiar atât de strană. Cannon, Bats, Spear Goblins și Musketeer. Ok, că începe să-și revină. Bun. Liulianu. Omul de zăpadă și Batman. Ok. Bun, nu știu dacă mai merită să dau upgrade la tornadă, da? Da. Îi dăm, că nu, indec. Două secunde acum. Nu știu cât de ia înainte damage. Abar n-am, upgrade, e la level 6 și tornada. Dă 84 damage. Zicea cineva că nu mai poți să tragi cu Goblin Barrel în King Tower din cauza la chestia asta. Nu știu sigur. Ok, hai să vedem despre ce este vorba. Deci cam așa arată nou format chestia asta aici așa. Dai pe war, după ce dai start la war. Și aici locații. Am văzut că se tot schimbă. Bai pe aici, bai pe aici, bai pe aici, îți dăm meciuri cum ar veni. Și pe aici, gen, uite, îți arată 3 meciuri, da, într-o zi, că cineva se dădea șmecher și zicea, băi, poți să joci cât vrei tu, frate, la clan war. Dai 6 meciuri. I-am zis clar, nu poți, dar nu. Pe unii oameni nu-i duce ca planul. Astea sunt bătăliile pe care le ai înainte de war, cum ar veni. Și astea sunt cărțile pe care le-am colecționat noi ca și clan, chica. Nu știu exact cum funcționează ideea, scrie pe aici mai multe chestii. La Car Clan, nu știu ce, All Battles, On Collection Day, Earn, bla bla. Deci cu cărțile astea să ne jucăm pe care le colecționăm aici. Ceea ce mi s-a vrut sincer cărătin. Adică m-am jucat, mi-am făcut deck, șmecher, chestii, nu știu ce. Să mă limitez tu la cărțile care sunt aici. Și nu știu cum crește levelul dacă e mis closing for a short maintenance break. Deci fix când filmez eu, bagă maintenanță. Ok. Haideți să ne băgăm rapid la un meci să vedem ce se întâmplă, că nu știu ce și cum. Pot să dau battle direct cu deck? Battle Zazizable. Ok, super. Deci ăsta a fost plan din ăsta. Fix când vreau să filmez, se face maintenanță. Superb. Demențial. Fenomenal. Legendar. Și acum o să continuăm după ce trece mentenanța. După 3 ani a trecut și mentenanța. Mulțumim frumos, domnule, de la Supermel, că ați băgat mentenanța fix când a vrut să filmez, să e forță. Bun, să continuăm. Deci, intrăm aici și așa. Dăm la war.
cerem totuși niște porci înainte. Salut, salut! Bun. Doamne, ceru porci. Păi și unde e porcii mei? În fine, n-apar porci. I-am cerut. Bun, și aici, uite, vezi că s-a schimbat acum zona, că era aici pe undeva și acum e aici. Se tot schimbă zona în toate direcțiile. Poți să-ți alegi, nu știu, să zicem, aici, la Double Elixir, nu știu exact ce se întâmplă, dar îi dăm battle. Și am 3 bătălii de genul în fiecare zi, când e clanul de ăsta sau ce-o fi. Și trebuie să colecționăm cărți ca să ne putem face deck-uri în war-ul propriu zis. Adică noi nu putem să ne folosim deck-ul nostru personal și cărțile noastre la un anumit level, trebuie neapărat să colecționăm cărți pentru Clan Wars. Și stăm și așteptăm și așteptăm. E bun sistem. A, nici cancel nu merge. E ok update-ul până aici. Ok, hai să închidem jocul, că ne-am jucat prea mult. Hai să reintrăm în joc. Să vedem ce se întâmplă. Până acum e un succes update-ul, sincer. Hai dăm o dată. Hai că se întâmplă chestii. Opa. Incredibil. Let's buy it. Oh, se și încarcă jocul, nice. Bun, haideți să ne mai băgăm la un război, frate. Ne-am războit, mi-a dat dracu. Porcul a apărut pe acolo. Nu știu că mi-au apărut porcii. Mi-am primit porcii. Abar n-am. N-ai pentru ce, domnule Cătălin? Haideți să ne mai jucăm. Nu știu care e faza cu ăsta aici. Arată ceva. Hai să ne băgăm aici, că poate aici trebuie să intrăm. Bun. A, ăsta e cu... Nu, îmi place asta. E duo. Oh, ne batem. Holy shit. După 5 minute de așteptat, ne batem. Un dracu. Haideți să vedem. Clan Wars. Yay. Good luck. Du-te, dracu. Asta e, mă, că e Double Elixir, am uitat. Oh, și el are din alea cu rachete și chestii. Opa, ce ai făcut, brădenajul ăla? Nu știu cât contează să câștigi aici. Gen, nu știu dacă ăsta e important în colecționarea de cărți sau ceva. Că nu pot să zic Clan Wars, că încă nu-i Clan Wars, că e... Hai să colecționăm cărți sau ceva în genul. Deci eu nu știu dacă asta e importantă, partea asta, gen... Să câștigi sau numai pur și simplu să te joci. Dar eu o joc așa să fie, nu? Îmi trebuie. Mamă. E un pic așa dubios momentan. Nu prea iese nimic, gen. Bag acum Tesla aici undeva? Sau nu? Mamă, dar e spamabil rău deck-ul ăsta. Mai ales că e, și la Double Elixir e Gravones. Și uite că mi-arată aici că se uită 3 de la el și 3 de la mie. 1 de la mie. Am înțeles. De la mie nu vin oamenii să mă susțin aici în bătălia supremă pentru Patrocle ceva. Cred că am belit aici. Nu chiar. Dar până ajunge ăsta acolo... Omoară fanina. Dai să pută prea tine. Parcă Double Elixir la mine nu merge. Gen. Ok. Lăsă-mi să dea doar dracu de prințesă. O să facem toate 3 bătăliile, gen mergem pe la fiecare. Este din aia să vedeți și voi ce update frumos a fost implementat. Până acum, ce trebuie. Oh, rachetă, nice. Oricum e gata meci, adică n-am mai apuc să iau nimic aici.
Bun, și să vedem acum câte cărți ne dă la colecție. Să vedem ce se întâmplă. Să mai băgăm la un match în Clan Cards Chest. Ia să vedem. Ce să le deschid eu? Ah, ok. Oh, ce tare. Bă, chiar îl folosesc pe ăsta. Și vedeți, noi trebuie să facem level up la cărți. Când noi avem deja level up la cărți, știi? Adică nu mai contează acum că eu m-am chinuit să-mi fac cărțile la un anumit level. Hei, la Clan Wars nu mai contează, frate. Ai făcut level up la cărți? Du-te dracului, golem, ăla-i toate. Iar, vine. Bun. Frumos. Genial. Fenomenal. Ăsta ce-i? Draft battle. Hai să schimbăm și la un draft. Să vedem. Ce se iau, ce se iau. Astea parcă au fost nerfuite. Cred că o iau pe bagabontă. Bun. Ideea și conceptul la Clan Wars îmi place. Că, nu. Ai draft, ai, ai, ai. Da, să colecționez cărți, frate. Pă bune, să colecționez cărți. Asta a fost cea mai genială idee pe care a avut-o, să colecționez cărți. Nu știu ce să zic. Dar așa, no, cum am zis, ideea jocului și conceptul de Clan Wars îmi place cum e făcut. Da, să colecționez cărți, mâncați, aștene și te vredene. Și adică asta e, nu știu, mi se pare că e un pic așa bătaie de joc. Gen pentru cei care, no, hai să zicem că nu ne-am chinuit, că mă pot zici că te-ai chinuit tare mult acum, hai că m-am chinuit să-mi fai o cărțile, nu știu ce, adică numai câțiva ani și îți ia să-ți maxezi cărțile din astea. Și ei acum bagă, a, vreți să vă jucați la Clan Wars? Colecționați de vă dracu, știi? Oh shit. Oh shit. Nu știu ce o să fac aici. Adică am patru prietenași care se uită pe mine aici așa. Și că pot să dea și emote-uri acum sau ceva în genul. Cred că le-am blocat. Uite, vezi? Apar pe aici. Punem așa. Punem și pe ăștia. Witch Bichu. Nu prea am un tank din câte văd, deci nu știu cu ce o să pleznez eu graveyard în combinație. Numai dacă nu pun cu ăsta, uimește. Ok. Ish, să zicem. Important e să nu iau damage. Dar n-am un tank care să inițiez graveyard-ul. Ceea ce e un pic trist, el are balonul, trebuie să ții minte să-l păstrez pe ăsta. Ok. Nu știu ce puteam să fac. Gen mai bine atâta, nu mă vine nimic altceva în minte. Am crezut că n-apucă. Dar apucă oricum una cu balonul. Nu da. Ok, am scăpat. O ieși cumva. Punem pe Suleiman. Are, nu prea a făcut nimic. Da, e ok. Acum vin trupilii, nebunilii. Mitralieră direct. Bun. Se numără ăsta. Ai mă, că a murit, frate, nu cred. Cred ea iurea. N-apucă. Bun. Oricum au combinație absolut proastă pentru graveyard, gen nu prea am cum să-l folosesc, cel puțin nu eficient, din câte observați și voi prietenașilor, dar încercăm. Întrebarea mea e, ăștia cu care mă bat, îs gen la același nivel cu mine sau îs mai slab sau mai bun sau, știi, gen Eugen? Boianu. Am înțeles, să vină cu balonul teoretic. Dacă punem așa. Nu vine cu balonul, ok. Păi și ce se face atunci, prietenașul? Ciorili.
Ținem prințesa aici, dar o să dea, cred, săgețile. Sau nu? Ok. N-are cine să tancheze. Super. Holy shit, ce aici? Mamă, frate, ce match. Hai să încercăm cu prințesa, doamna prințesă, bagă pe tower, mânca ceas. Cred că am greșit. O să dea săgeți. Dă-i vere, bun. Mai vin. No, e gata, s-a terminat aici. Superb. Mamă, ce m-am dezrat. Ești nebun? I love Clan Wars. Oare de dare a fost? Scuze, ăsta în ce divizia lui Ionel a fost? O jucat de Vlad Dracu. Ei, facem o grid la personalize. Până aici e fain. Măcar mă dă cu jucători de același nivel. Uite, asta e o chestie de apreciat. A, 4600, ok, de pace. Las-o joc. Bun, să mai dăm unde? Hai să dăm și în Valea Morților. Double Elixir Battle. Go! Poate era mai bine să schimb decât să joc unul cu Mega Knight-ul. Oh, level 12, nice! Vedeam că aici, la Clan Wars, nu ne mai jucăm cu level 12, ne jucăm level 11 versus 11, așa. Dar e ok, man. Nu e panică. Asta e că poți să... Ah, mă, stai că o implementat încă o chestie care mi se pare ok. Poți să banezi gen chat-ul permanent. Să nu mai trească să pun de la început, ban, știi? Acum îl pot pune permanent și nu mai apare niciodată. Ceea ce e super, gen, nou. Au introdus chestii bune și chestii foarte proaste în joc. N-am poison, nu. Da-l drept. Oricum colecționăm cărți aici. Și din nou, nu știu cât de mult contează pentru colecționarea cărților dacă tu câștigi meciul. Asta e una din misterele acestui update. Nu știu dacă are vreo importanță faptul că tu ai câștigat sau nu meci aici. Teoretic ar trebui să aibă. Practic, abar nu. Adică pune în gobinaș și știe ce să fac un pic de defend corect. Ca băieții. Deși nu prea iese defendul din câte văd. Sau? Ceva au ieșit. Aaa, bag arcașele în spate, am greșit. Ok, hai că s-o băga proastele, singure în poison. Asta e bine. Pregătim aici pentru că iar o să vină cu exact același cycle și exact aceeași vrăjală. Mi l-a torpilat pe Electro. A plecat Electro la mare. Deci să înțeleg că, virgulă, cărțile tale contează numai la colecționarea de cărți. În bătălia asta de... Nu știu ce e asta, pregătirea înainte de Revelion. Dar nu mai contează în partea care mi se pare importantă, adică bătaia în sine în War. Nu, no, e și asta ceva. I-aș zice mizeria așa. Acestei tactici esențiale. Bun. Să vezi și să nu crezi. Mă bate și ăsta în ultima secundă. Haide, vreau să mă mai joc, te rog. Du-te, solovăstru, și salvează situația. Fii un băiat corect. Bravo, dragonaș. Bun, hai să punem așa. N-aș da cu Electro pentru că... No. Opa. Pentru că dacă dăm Electro, venea Fireball-ul. Și așa a venit, dar... Nu. Ce să faci, n-ai ce să faci. N-ai cu un Graver. Dacă ar merge asta bine acolo, dar nu cred că are cycle bun.
Plus că nu ai double elixir și alte alea. Vine alta și tu, Valea, el bagă aici giant-ul, din nou. Îi pierdu meciul, știu, sunt conștient de chestia asta, calmați-vă. Gen deck-ul e mai rapid în cycle și alte alea, decât a meu, mult mai rapid. Bun, și gata. Să facem așa un rezumat la ce s-a întâmplat până aici, sincer, mi se pare pistol cap. Gen, nu pot să zic că sunt foarte încântat să mă joc în continuare Clash Royale, încât să fie ceva gen, holy shit, ce tare update-ul. Colecționăm cărți, ca să ne putem juca în război. Încă îmi dă cu freeze la creier, conceptul și ideea în sine. Bun, și acum ce se întâmplă? Gen, după ce jucăm toți 50 din clan, meciurile astea, ce se întâmplă? Că nu primim toate cărțile. Vezi, și acum nu mai pot juca. Nu mai merge battle-ul. S-a terminat. Asta a fost clan wars-ul. Și vine când în 18 ore vine war-ul, gen bătălia, când de fapt tu te bați o singură dată. Nu știu, numai mie îmi dă cu virgulă, că ceva ciudat aici. Bun, aici arată pe toată lumea gen care câte cărți au băgat în ce s-a întâmplat aici. Să vedem, la 3 defeat-uri câte cărți, că poate cum, da, uite, 240 de cărți, deci trebuie să faci win-uri ca să-ți dea mai multe cărți. Ei, e fain. Îmi place. Deloc. Mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină, salutare. Trăiască Clash-ul. Până mâine.